Bună dimineața, dragi prieteni! Îmi cer scuze pentru glasul meu răgușit, dar oricum acest lucru nu mă va împiedica să-mi transmit mesajul. Astăzi este 7 aprilie, o zi istorică, o zi marcantă pentru noi, din două motive. Primul este 7 aprilie 2009, Revoluția anticomunistă, atunci când regimul Voronin, regimul comunist, a fost înlăturat de la putere și vectorul Republicii Moldova a devenit unul pro-european, irreversibil. În acest sens, este o mare realizare, dar și o mare dezamăgire, pentru că imediat după 7 aprilie 2009 la putere au venit forțe pro-europene, dar viciat prin oligarhi care s-au folosit de statul Republica Moldova și de naivitatea, sinceritatea cetățenilor ca să fure miliarde, ca să devalizeze sistemul bancar și să facă crime împotriva poporului. În același timp, pentru că politicienii care au ajuns la putere și-au bătut joc de promisiunile lor și de angajamentele lor, în special dosarul 7 aprilie 2009, care nu a mai fost elucidat, care nu a mai fost dus la bun sfârșit. Vă amintesc că Vlad Filat se lăuda cu o carte groasă pe la Moldova 1 și la alte posturi de televiziune. Domnule, o să investigăm toate crimele regimului comunist și dosarul 7 aprilie 2009. Au urmat vânătoarea regală de la Pădurea Domnească, în care a fost omorât omul de afaceri Sorin Paciu, după care a fost ucis și un deputat, Ion Butmalai, așa zis sinucis, dar ne dăm seama foarte bine că nu este așa, pentru că exact cu o zi înainte să facă o conferință de presă intitulată Filat și Plahotniuc fură Republica Moldova, a fost împușcat, destul de suspect. Toate aceste lucruri ne aduc un gust amar al zilei de 7 aprilie 2009, mai cu seama că au murit și oameni, mai mulți tineri, printre care și Valeriu Boboc, care a lăsat un copil orfan în urma celor acțiuni violente, în care nu am mai aflat cu toții cine a dat ordin să se maltrateze tinerii, cine a dat ordin să fie violate fetele în comisariatele de poliție, cine a dat ordin să se întâmple aceste crime deosebit de grave. Este un moment de reculegere în care trebuie să ne gândim încă o dată dacă năzuințele și speranțele noastre sincere nu sunt folosite împotriva noastră, nu sunt folosite doar cu tentă de speculă pentru a profita de dorințele noastre astfel încât să ajungă ei la putere. Adică să ne spună ceea ce vrem să auzim pentru ca să le oferim în schimb votul și puterea de stat. Și al doilea motiv este unul de bucurie, pentru că pe 7 aprilie s-a născut marele om de creație, un patriot exemplar, să-i fie țărna ușoară, să Dumnezeu să-l odihnească în rând cu cei drepți. Este vorba despre Ion Aldea Teodorovici, care s-a născut, iată, pe 7 aprilie și ne-a înzestrat cu o muzică de cea mai înaltă speță, ne-a dus faima în toată lumea și, bineînțeles, ne-a trezit conștiința și moralul național în vremuri de grea cumpănă, în anii 90, 89-90, atunci când era nevoie de renaștere națională, de independență, de tricolor, de limbă română. Ne-a cântat despre cele mai frumoase valori, despre familie și puteți ascultați cânticul Balada Familială, despre patrie și puteți ascultați cam toate piesele lui Ion și Doina Aldea Teodorovici, Trei culori, Suveranitate, Sfânta Nicasa și absolut oricare altă piesă din care se va resimți acest mesaj puternic, înălțător de dragoste pentru neam, pentru țară, pentru patrie, pentru tricolor și pentru limbă română. Asta am vrut să vă spun și vă doresc o zi minunată. Nu dați uitării istoriei, pentru că Nicolae Iorga spunea, cine nu-și cunoaște istoria, riscă să o repete.